Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, am plecat să colindăm. Aș fi putut să vă cânt mai mult, dar o să vă fac cu capul cu acest clopoțel. Astăzi, cred că pentru voi este una din zilele de Crăciun, nu știu când o să postez acest clip, evident că le filmez în avans. Pentru că de Crăciun mănânc prea mult ca să pot filma. Really? Yes. Stai să văd dacă pixul ăsta chiar scrie. Da, chiar scrie. Da. Însă este pentru mine acea zi pe care urăsc toate gospodinele, deși am zis că nu le sunt dependente de asta, și anume is the Schmotru Day before Christmas. Eu una nu cred în acele curățenii organizate. Ce păr e ăsta? Da. Nu cred în acele curățenia de Crăciun, curățenia de Paște, curățenia... Adică eu fac curat de două ori pe săptămână în casă, să zic un pic mai organizat, odată în timpul săptămânii, odată în weekend, dar rest în fiecare zi fac ceva. Adică în fiecare zi spăl ghiveta la baie, în fiecare zi dă scuturi, nu știu, singurele covoare pe care le-am în toată casa sunt cele două covorașe de la baie, pe care le schimb în mod frecvent și le spăl la mașina de spălat. În rest, în casă, am decis acum mulți ani, eu nu mai vreau covoare, pentru că astea au fost coșmarul tinereții și a copilăriei mele și mi-a plăcut foarte mult stilul franțuzoaicelor care nu pun covoare în casă, numai parchet. Așa și atât. Bă, și alea n-au nimica, alea umblă de sculțe prin casă și n-au nimica, numai ale noastre toate trebuie să aibă 7 covoare la picioare și papuci. Evident că sunt și case friguroase unde ai nevoie de lucrurile astea, dar nu, mie aglomerația asta de covoare, mai ales dintr-un fel de materiale artificiale, nu mă încântă deloc. Da, deci astăzi și mâine fac așa, pe bucățele, un pic de curat. Ordine, mai mult ordine, că tot așa trebuie un pic puse haine la loc, lucrurile prin casă. Vreau să gătesc o salată bio fără carne, care de fapt e salata la Rius. Restul preparatelor le-am comandat. Până la urmă, după ce am stat și ne-am scărpinat și ne-am așa, ca să îmbinăm toate plăcerile familiei, am comandat la băcănia veche a lui Marius. O altă persoană pe care o apreciez de foarte, foarte mulți ani, încă de când a lansat băcănia veche, care la început era așa o chestie micuță, o chestie de cartier, să spunem, și acum a crescut, el a deschis și un restaurant. Și acolo am comandat o parte din mâncare. Pentru Revelion o să iau de la Baba Iaga niște chestii. Ca asta am zis, ori luăm acum, ori luăm așa, și am zis că hai să împărțim, vrem, au vrut băieții ceva în chestia anume pe care le face doar Marius la băcânia veche și am zis ok, de Revelion vreau eu neapărat platourile cu prăjituri, cred că o să mai vreau ceva, am văzut că au un platou cu chestii vegetariene, în fine, găsim noi cale la toate. Bun, asta ar fi. Nu am buzele uscate și nu am niciun balsam de buze la îndemână. Lăsați-mă să mă duc după un balsam de buze. Sorbeo de la Plaj Bio, cel mai interesant produs pentru buze și pe care îl ador de când am încercat. Îmi place și ca dimensiune, e ca lumea, e mare, poți să ții de el, e și el mare la rândul lui și are o textură foarte, foarte plăcută. Bun. Mi-aduce un pic aminte de balsamul de buze al lui Elizabeth Arden, pe care bineînțeles că și pe ăsta l-am, în două exemplare chiar, dar na, se adunară lucrurile. Între timp sosi un colet, hai să vă arăt ce e în el, ca să fie așa și un fel de moment ce am mai primit tătucu, ce am mai primit beauty bloggerii. Este un colet din partea Eva Therm, în care sunt niște cosmetice din partea lor, cu mesaj de la mulți ani. Ca de obicei, celebra lor apă termală, spuma de curățare, din care am una la baie și o folosesc și eu și copilul meu. Serul Aquafil, despre care v-am mai spus că mi se pare mult prea soft, e prea softy soft. Și Aquafil Hydra Light. Da, astea sunt produse pentru un ten cu nevoie de hidratare așa. Basic, adică dacă ai un ten care se usucă precum al meu, îți trebuie ceva mai
intens. Da. Le mulțumesc celor de la Ivatern că au fost drăguți. Ei mirează la mulți ani și eu de asemenea le urez să le fie bine. E un brand care a crescut foarte mult. Mi-aduc aminte, aveam o colaborare cu ei foarte frumoasă când erau mai mici și aveau o echipă așa mai prietenoasă, să spun. Mă duceam la sediul lor, aveam un sediu într-o vilă, un singur etaj, cred că într-o vilă, de asta undeva prin spate pe la guvern, foarte cochet, așa foarte retro. Era o atmosferă foarte plăcută, le-am și organizat la un moment dat un eveniment. Da, a fost o perioadă frumoasă, dar vezi că brandurile te mai uită, asta e, nu e nicio chestie. Unele lucruri așa trebuie să se întâmple, unii vor să tureze la altă viteză și atunci au nevoie de motoare, să zicem, mai puternice. Hai că am lămurit. Da. M-am uitat aseară la live-ul lui Zoso. Mie îmi place de Zoso. Place atât cât poate să-mi placă de un influencer bărbat care se adresează mai degrabă unui public masculin. Însă el atinge și foarte multe lucruri ce țin de realitatea zilor de astăzi, știri, informații din diverse domenii, și financiar, și auto, și tot felul de lucruri de astea care recunosc că pe mine nu prea mă interesează. Adică mă interesează, o să spuneți acum, da, numai că te interesează că le ai pe toate făcute de alții. Nu, am fost foarte interesată până la momentul în care am făcut creditul pentru apartament, până ne-am fixat niște lucruri, adică eu încep să mă preocup și să mă documentez când am nevoie de ceva. Când nu am nevoie de ceva, nu am de ce să mă agit, să mă documentez de... stau părul așa ca să nu se vadă luna de la acvariu. Adică nu am de ce să mă interesez de piața imobiliară și așa acum, dacă eu n-am nimic de cumpărat. Știi că mi-e mai văd pe unii agitați, vai dragă, ai văzut că a crescut prețul la nu știu ce. Păi, consumea? Nu, da. Trebuie să știu. Păi de ce trebuie să știi? Da. Adică și chestia asta cu informația, te documentezi despre lucruri de care chiar ai nevoie, în rest n-ai altceva. În schimb, îmi place la Zuzo că abordează mereu subiectul influencerilor. Aseară în live am comentat și eu acolo de câteva ori și una dintre întrebările mele a fost: ce face de fapt Alexia Eram? Și asta o spun chiar cu întrebarea unui părinte, care și el are un copil măricel, și pentru care mă gândesc așa, ce modele se iau. Pentru că Alexia Eram este un copil, ok, hai să facem, să excludem faptul că ea este fata lui Andreea Esca. E un copil care a avut posibilități financiare foarte mari de studiu, și anume, am înțeles că a făcut un super liceu, a făcut o super facultate. Și acum ne arată bombonele, suculețe și hăinuțe pe Instagram. Sigur că am înțeles că din chestia asta câștigă destul de bine, suficient de bine, am înțeles că și-a cumpărat apartament, acum nu știu dacă i-o fi dat măsa bani, că acum nu știu, mă cam îndoiesc eu că doar din influencing, mai ales din influencingul pe care îl face ea, poți să-ți iei un dita mai apartamentul, să mai ai și dita mai mașina. Am dubiile mele, pentru că totuși sunt în jurul nostru atâția influencer și greu se mișcă până ajung să miște asemenea bugete, știi? Deci până la urmă a făcut atâta școală, de ce? Știi că eu încerc să-i găsesc lui fiul meu exemple, să-i zic uite cu tare, la 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 la, și ce să-i arăt? Fie că Alexia Eram, care ne arată că și-a cumpărat tricouri și ghetuțe și își pune genuțe și nu știu ce, nu știu că n-am urmărit-o, m-am uitat așa când și când la ea pe YouTube. Da. În final, ea este fata lui Măsa, cum ar veni, și exact, eu sunt de acord cu ce a zis Zoso, foarte multe agenții care încearcă de fapt să se pună bine cu Andreea Esca, o fac prin intermediul copilului, știi? E ca și cum, lasă că îi dai copilului, e mai ușor să-i dai copilului o bombonică, o jucărică, o ceva, ca să atragi atenția așa mamei. Eu acum nu mai înțeleg ce este cu această Andreea Esca. Andreea Esca are un capital de imagine foarte bun pe piața noastră. Este printre primele prezentatoare TV din posturile acestea liberale și libere de televiziune. A fost o persoană foarte ambițioasă, foarte agitată, foarte...
titrată și așa mai departe. Eu am urmărit și mai acum câțiva ani niște interviuri mai, de ce, mai interesante pe care ea le-a făcut în calitate de ziarist, de reporter, de ce o fi fost ea la ProTV. Nu mi s-au părut strălucite, îmi pare rău să o spun, adică nu am înțeles până la urmă care este amprenta ei personală. Mie mi s-a părut că ea, atât timp cât a fost, nu știu dacă mai e la ProTV, habar n-am, dar se pare că atât timp cât a fost o persoană ProTV, a fost o persoană foarte obedientă față de ProTV, adică cel puțin asta este imaginea pe care a lăsat-o să se vadă și cred că de aici a venit succesul ei și rezistența ei în timp. Ea a creat un brand personal, s-a creat o felul de fabule în jurul ei, știți că era într-o vreme bancul acela, dar care e salariul lui Andreea Esca. Așa, de aici, bineînțeles că în jurul ei a făcut în așa fel ca toate lucrurile să se lege, adică și-a plasat și copilul, și-a plasat și bărbatul. Bine, bărbatul, am înțeles că oricum era cu afaceri dintotdeauna și cu mulți bani, deci era totul ok. A creat această revistă, Alist Magazine, pe care eu nu știu, eu n-am văzut-o la chioșcuri. Am înțeles apoi că de fapt nu se vinde, că este o revistă care apare prin magazine de-astea, gen magazine, saloane, care au acea revistă. Știu că eram odată undeva la un salon unde m-am dus să-mi fac sprâncenele și era o revistă acolo, Alist, aruncată undeva într-un colț. Și am luat-o și eu să mă uit prin ea, să înțeleg care este diferența între acest A-list, A-list și restul revistelor care sunt pe piață și nu m-a impresionat cam nimic, ca să spun așa. Adică n-am fost împătimită, vai, vreau să văd ce se întâmplă cu această revistă. Și mă așteptam ca la un om care a fost în vârful, să zicem, jurnalismului românesc la un moment dat, mă așteptam să văd o altfel de abordare, dar n-am văzut. Știu că la un moment dat tot veneau notificări din Facebook, ceva că făceau ei niște live-uri, ba cu un psiholog, ba cu nu știu ce. Recunosc la fel că nu m-am uitat niciodată. Știu că în echipa Alice sunt oameni din presă foarte ok, care s-au dus acolo și pentru care am multă admirație, dar care, așa undeva miros eu, că s-au dus pentru că sunt bani buni și că e Andreea Esca acolo. Adică e mai mișto să spui că am lucrat cu Andreea Esca decât că, nu știu, că am eu o revistuță online sau un blog. Apropo de reviste noi apărute, m-am bucurat să văd că a ieșit o revistă dedicată luxului, Haute Couture se cheamă, făcută de revista Biz și de un grup editorial, un grup de redactori și de ziariști bine înfipți, să spun așa, în zona asta de lux. Însă la fel, am intrat pe varianta online eu aseară, în dorința unor lecturi care să mă înalți așa, știi, să am un deliciu de lectură de revistă dedicată luxului. Eu obișnuită cu niște publicații asemănătoare din Franța în special și am avut așa, am dus așa ca orbetele spre zona de rubrica de lifestyle despre parfumuri și văd eu acolo ceva despre parfumul L'Interdi de la Givenchy. Wow, zic, abia așteptam să citesc și eu un articol documentat despre L'Interdi. Articolul este subțirel, este ca un editorial de la, ca un advertorial de la, dintr-o revistă glossy, trei fraze, poza, prețul și de unde îl cumpărăm. Bine, aici nu cred că era cu prețul, așa cred că e cu link, dar foarte slăbuț, adică nada de nada. Nici nu știu dacă era menționat că prima variantă a parfumului a fost creată pentru Audrey Hepburn și nici nu scrie de unde vine numele L'Interdi. L'Interdi vine de la, s-ar fi spus că Audrey Hepburn, atunci când Hubert de Givenchy a creat parfumul pentru ea, ea a spus că e interzis, nu știu dacă a spus jetant interdit sau setant interdit, ca să vândă parfumul mai departe. Și așa a rămas numele, dar bineînțeles că ea a fost... Audrey Hepburn, fiind o persoană extrem de generoasă, cred că nici nu s-a pus problema ca acest parfum să nu se adreseze marelui public și din vorbele care au circulat așa în jurul campaniei pe care Audrey Hepburn a făcut-o pentru acest parfum, se pare că Audrey nu a luat niciun ban de la Hubert de Givenchy pentru acest parfum, pentru că ei erau deja foarte buni prieteni, ea l-a susținut foarte mult. Și nu a dorit să primească niciun ban pe campaniile publicitare. E drept că Hubert de Givenchy a folosit-o ca muză și a făcut o grămadă de ținute, dar Audrey Hepburn ajunsese la un capital de imagine la care și-ar fi permis, mai ales la vremea respectivă când
contractele de publicitate era o chestie în plus față de activitatea ta ca actor, așa, și o chestie care te scotea din zona asta neapărat doar de cinema, iar pe un brand îl avantaja foarte mult că o actriță pe cum, nu știu, Catherine Deneuve, Marilyn Monroe făcea promovare, așa, ea nu ar fi cerut niciun ban, tocmai pentru că îl aprecia enorm pe Hubert de Givenchy și erau prieteni în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce astăzi nu se întâmplă. Adică astăzi, doamne, doamne, nu ne-am dat like micilor afaceri, ale, zicem că avem în familie oameni care au mici afaceri, și nu, nu le dăm niciun like, nu le dăm niciun share, nu vorbim la nimeni despre ei, ba dimpotrivă, îi mai și vorbim urât pe la ceilalți, să nu cumva să se îmbogățească înaintea noastră. Da, deci cam o poveste, o chestie asta, o documentare frumoasă pe care eu aș fi așteptat-o de la o revistă precum Mode Culture, nu am găsit, cel puțin în varianta online. Poate fi în varianta de print, nu știu, am să o caut la un moment dat prin chioșcuri și o să o cumpăr ca să mă lămuresc despre ce este vorba acolo. Oricum, e o chestie de apreciat că în vremurile de astăzi apare o revistă pe print și apare o revistă îndreptată spre lux și spre lux privit ca pe o experiență, nu neapărat ca pe ceva scump. Cu toate astea, din păcate, revista online îmi lasă tot o altă părere. Poate sunt echipe diferite, perspective diferite, nu pot să-mi dau seama, dar au început cu stângul pe partea de online, din punct de vedere. Și adevărul că prima dată omul acolo te googlește și te caută. Și degeaba tu faci un statement, vai, revista noastră este despre a fi rafinat, despre a găsi rafinamentul produselor făcute cu arta artizanilor, a meșteșugarilor, care știu detalii și nu știu ce, și pac, și după aia să faci articole de-astea care nu ies cu nimic din obișnuit. Dar, în fine, e o altă revistă, poate e un început, poate a fost un pic mai greu, poate și financiar nu s-au mișcat foarte bine. Vom vedea ce se întâmplă pe parcurs. Bine că există. Asta este un început. Asta este un lucru foarte bun. Da. Ce mai voiam eu să vă arăt? Aveam concursul în derulare cu parfumat.ro pe care l-am anunțat în clipul dinainte. Nu știu dacă acum când eu o să postez clipul ăsta o să mai fie. Da. Nu știu, voiam să fac un fel de concurs și în această lună, dar nu știu, n-am apucat să mă ocup de el, așa că o să facem ceva anul viitor și anul viitor va fi un concurs clar pe blog, nu va fi pe Instagram, nu va fi cu like, nu va fi cu chestii de-astea, va fi așa un fel de concurs de creativitate, să vedem dacă mai știu oamenii să scrie despre ceea ce simt, despre ceea ce consideră. Am dat un aspirator așa de la... pe viteză înainte, iezem asta până când expiră, 29-12, avem ceva de la slup, așa, și... Stați, Vengi. Chia, banană, măr, spirulina albastră, ananas, cocos, endurance, smoothie. Bă, ce nu-mi plac smoothie-urile astea care prin ele chia, pentru că rămân bobițele așa, parcă e de la bobati cum beau copiii acum. Să nu facem mofturi, important e că avem acolo ce ne trebuie și mi-au luat chia la recomandarea, uitați ce hal, mi s-au scapat, nu vreau să vede aici, la recomandarea nutriționiste mele, care a spus că din când în când, nutriționistele la care am fost când nutriționista mea, e acum mai moda asta să te exprim, vai, nutriționistul meu, trainerul meu, rahat, nu e al tău, e la mai mult rahat. Doamna nutriționist la care am fost, doamna doctor nutriționist, așa, și care mi-a spus că aceste chia au un aport de fibre foarte bun, pe lângă alte lucruri, și să încerc așa dimineața, din când în când, cam rămân bobițele astea de chia, să, da, să mai, le, deci le pun de seara, le pun în apă, am încercat să le pun în alte lichide și nu se moaie ca lumea, le pun în apă, după aia dimineața scurg așa, care e apa surplus, și amestec cu iaurt, cu banană, cu lapte de la de amigdale, cu diverse. Am lăsat, l-am lăsat pe domnul
ăsta, cum îl cheamă, ring light, ajutorul pentru zilele întunecate, da, l-am lăsat aici, da, și uite așa, a zis să mai fac din când în când, deși eu nu sunt o mare fan la toate chestiile astea așa exotice, dar ea mi-a zis că ok, nu să fac abuz, dar așa din când în când dimineața, în timpul săptămânii, să am câte una, două, chiar mai multe, pot să mănânc și fiecare dimineața dacă vreau cheia cu ceva. Cu atât mai mult, dacă ieși într-un smoothie, per mi-a pus pe mine. Parcă sunt ăla Lengel, de la îmi place să mănâncă, mă, la săracul când mănâncă. Nu știu dacă voi uitați, mă uit, e amuzant tipul, e, n-ai ce să-i spui, e nici nu, dar el e și, e un om bun așa și nevinovat, știi, adică nu e, el nu face prostiile pe care le spune din răutate sau din prostie sau că vrea să dea mare, din potrivă, el e așa, e foarte tipul, adică, bă, călătoresc și văd ce și cum. Da. Și e cam făinos. Băi, și mă enervează maxim. Uite, iar mi-a căzut acum pe jos. Tu când îl agiți, rămâne suc în capac. Rămâne un pic de suc. Acum mi-a căzut pe jos. Stați că trebuie să șterg, că nu, stai aici. Așa, bineînțeles că acum cât m-am fățit pe aici, am mai văzut o grămadă de locuri care mai trebuie iar șters praful. E ceva... Este o nebunie cu acest praf în București. Deci eu nu mai știu, frate. Azi șterg praful, mâine... Ce mâine? În câteva ore e la fel. Adică nu e ca și cum zic și eu, băi, am șters praful și mai șterg praful peste două zile. Ce? Trebuie să șterg în fiecare zi. Aveam eu pregătit așa niște produse care nu mi s-au potrivit, care nu mi-au plăcut și despre care vreau să vă povestesc. Să vă arăt unul dintre ele la care am avut foarte mari așteptări. Este vorba de acest... Pomegranate Nutri Moisturizing Sticky Cleansing Foam de la Frudia, care este horror. Da, văd că mă asortez extraordinar de bine. Este un brand asiatic, un brand făcut în Coreea, despre care ni se spune, ni se spun doar lucruri bune. Eu pe acesta că l-am cumpărat de la un târg ceva. Apă, palmitic, acid, stearic, acid, glicerină, miristic, acid, lactic, acid, potasium, hidroxid, cocamido, propil, betain, sorbitan, olivat, sodium, clorid, punica, granatum, fruit, extract, pantenol, alantoină, butelin, glicol, cococo, caprilat, vitis, vinifera, grape seed oil, prunus, ameniaca, apricot, kernel oil. Are multe, pare a avea palmitoil tripeptide, really. Solarum, tomato seed oil, punica granatum seed oil, mango seed oil. Are parfum într-adevăr la sfârșit, făcut de Velcos, made in Korea, brandul este Frudia. Nu mi-a plăcut absolut deloc, ai senzația că te speli cu un săpun săpun. Deci îți lasă... parcă te-ai fi spălat și cu un săpun de la care lasă rezidu pe față, așa de hârșit, așa, nu mi-a plăcut absolut deloc. Și eu ca deșteaptă zic, băi, ok, nu mi-a mers pe față, că sunt eu sensibil, hai să încerc pe corp. A fost groaznic, nu știam după aia cu ce să mă spăl, m-am spălat cu un gel de duș mai așa uleios de la Yves Rocher. M-a să face frigie. Ca să scap de senzația aia, am luat ce am dat pe față, mi-a plăcut și apoi ce a mai rămas în mână, adică am mai pus chiar, zic, hai să mă spăl pe corp și am dat normal spate, brațe și axile. Băi, când m-am dat la axile, mi s-au uscat pielea instant, groaznic a fost. Deci dacă vă dați seama, dacă nici pe corp nu mi-a plăcut absolut deloc. Max, ce faci acolo? Ce tu bucănești? El are un stil de a se scărpina și când se scărpină dă cu piciorul, ce nimerește și se aude. Da, am văzut o grămadă de influencerițe de beauty că laud acest brand, ai Frudia în sus, brand asiatic, Frudia în jos, o fi. Nu știu, eu l-am folosit doar de 3 ori și m-am lămurit, nu mai trebuie în viața mea, senzația a fost extrem de neplăcută, cel puțin când m-am spălat și pe corp, am crezut că nebunesc. Un produs care m-a dezamăgit a fost acest gel micelar de la Dr. Fitterman.
care o demachează, dar usucă tenul îngrozitor. Da. Și mai și zice pe el, fără clătire, îndepărtează machiajul rezistent, da, așa, și ultrahidratant, care hidratant? Care hidratant, că mi-ar dea fața efectiv. Tot am încercat eu să-l folosesc, tot am încercat să zic, hai că e bine, că nu știu ce, dar nu mă înțeleg deloc cu el, mai am, după cum vedeți, mai am o grămadă. Poate merge cuiva cu un ten foarte gras, unei persoane care n-are tenul poate foarte... Așa pot să-l folosesc, gen, dacă vreau să-l păstrez, să-l folosesc ca prim pas de demachiere, ca să iau cum ar veni grosul vreodată, dacă am vreo heavy make-up, și după aia să vin cu alți pași. Dar nu. După ce am văzut cât e de harș, așa de dur, nu mă încântă. Și tot de la Dr. Fitterman, din aceeași gamă Ideal, că văd că la ei e pe Ideal, e cu Idealul, nu știu cu Idealul cui, acest lapte de corp, pe ăsta chiar mi l-am cumpărat, care numai că e Ideal, mai este și Perfect Body Lotion, deci e și Ideal și Perfect. Cine o fi gândit numele? Așa. După cum vedeți, na, am folosit ceva din el, nu pot să mă plâng, l-am folosit în virtutea că era acolo cu pompiță și mai dădeam, l-am folosit, ba îl dau pe mâini, ba pe picioare, ba nu știu ce. E foarte parfumat și treptat pe măsură ce l-am folosit am văzut că e foarte, nu știu, siliconat, așa foarte... Adică mă dădeam cu el și mai trebuia să mă mai dau după aia cu altă loțiune de corp. Mi s-a întâmplat într-o seară că m-am și enervat, m-am dat cu el, nu mi-a plăcut, m-am dus, m-am dat cu apă, m-am șters cu prosopul și m-am dat apoi cu un body butter de la The Body Shop. Senzația complet diferită. Deci, pe mine până acum, Dr. Fitterman nu m-a, nu știu, poate că n-am ales cele mai interesante produse. Am văzut persoane care folosesc produsele de față și spun că acele, mă refer, seruri, creme, nu știu ce, și spun că sunt foarte mulțumite. Când le-o veni rândul să ajungă și la mine vreodată, dacă e să-mi cumpăr sau să-mi trimită ei vreodată, de bine, altfel nu m-am putut lămuri. Cred că mai vreau să vă arăt ceva care nu mi se potrivește, dar cred că au rămas doar astea. Da, doar astea au fost. Aici, de exemplu, este punga de Empties, pe care bănuiesc că o să vă arăt în ianuarie. Nu vă bat acum la cap cu Empties, da? Nu cred că vrea cineva Empties în perioada asta. Dacă vrea cineva, vedem dacă se adună aici 50 de comentarii și spune lumea, nu domnule, vrem Empties, fac și Empties, ce să fac acum? De că mă uitam acum pe capac să nu se mai adune aici. Să nu mai crânț. Bobițele de Kia. Da. Și cam asta. Aș fi vrut să ies astăzi din casă, dar a fost gel de dimineață. Acum sunt zerverile 2 grade. Minunat. Da, așa că n-am niciun chef de ieșit afară. Dar dacă o să ies, o să vă iau, bineînțeles. Eu o să iau camera cu mine și o să mai filmez așa de pe aici, pe acolo, dacă văd ceva interesant. Da, e 23 decembrie, părul meu stă oribil, pentru că astăzi trebuie să fie spălat. Bine, am mai rămas din crețul acesta de acum câteva zile, adică el așa un pic chinuit stă. Aș mai avea un colet de desfăcut, a sosit ceva de la Glorious, de la Rena. Rena, îți mulțumesc enorm! Vom avea și un proiect frumos la începutul anului viitor. Ia să vedem cum e cu lumina. Oho, ia uitați ce lumină am, da, păi am băgat și perdele la spălat. Astăzi este un fel de zi de șmotruleală. Ultimele chestii mărunte de făcut. Da, mă uitam să văd cum mi se vede părul. Așa, am mai avut ceva de rezolvat și pentru muncă. Da, diverse chestii de astea, dar extrem de mărunte. Trebuia să planific niște postări pentru un client care va avea o promoție imediat după Crăciun, o promoție mult prea mișto. Așa. Și sunt aici în joc de lumini și umbre din cauza faptului că am zis, am pus perdelele la spălat și am rămas doar cu draperiile. Haideți să vă arăt ce brad avem noi. Da, acesta este bradul. Soțul meu l-a făcut. După ce am avut un brad mai mic artificial, l-am arătat în alt clip, l-am desființat pentru că ne ocupa foarte mult loc. Am luat așa să avem o,
o coroniță din Brad Brad. Am tăiat aici niște portocale ca să mai dăm așa miros mai plăcut. Nu mai știu mai multă lumină. Și acesta e brăduțul. Aici am niște butoane, nu știu, că aici fiul meu se pricepe să le programeze, să le... Nu știu, deci nu știu să vă spun că el face tot felul de chestii, schimbă culorile, bagă pe stiluri, tot felul, deci nu știu, chiar nu știu. De aici se aprinde. Și astea sunt... Da, sunt tot felul de stiluri, cum vrei să îți facă... Eu nu mă pricep... El se joacă la chestia asta. Da. Deci asta este făcut din bețe de bambus și sfoară. Bețele de bambus, nu știu dacă le-a cumpărat de la Leroy Merlin sau parcă de la ceva magazin de bricolaj și sfoară, sfoară. Și a ieșit chestia asta. Bine, i-a luat ceva să-l facă, 2 ore a luat să-l facă, dar ce e mișto este că îl poți rula și îl vom folosi și la anul viitor. La biroul fiului meu doarme prințesa. Ce faci, Panda? Iar dormi, mami? Iar dormi? Hai că te las și faci nani, pa. Nu e ghiozdan de stat de lua pisica pe afară. Am luat-o de câteva ori, dar să știți că e foarte greu. E foarte greu, adică să nu vă imaginați că e ușor de cărat pisica în el. Țin în bucătărie să vă arăt surpriza pe care mi-a făcut-o soțul meu dimineața asta. O cutie de bomboane personalizată de la Leonidas. Ieri ziceam eu că tare aș mânca și a venit și azi dimineață și mi-a zis, uite, am luat, da, mașina de spălat, se aude. Da, și este o selecție numai de ciocolățele cu ciocolată, pe bază de ciocolată neagră. Mie îmi place Leonidas, poate, na, e singura variantă pe care mai avem în București de ciocolată mai adevărată. Și proaspăt sosit aseară cu sezamul, al doilea, cum se cheamă, cozonac de la Laboratorul Bucuriei, pe care îl puteți comanda acum prin sezamul. Nu fac niciun fel de publicitate, nu fac niciun fel de nimic, pur și simplu este un cozonac extraordinar de bun. Îți fac cutia de la Glorious, că nu mai am răbdare. Și după aceea, dacă am să o desfac, nu cred că mai apuc să vă mai arăt. Ia să vedem. Sărbători fericite, mulțumesc, Rena. Oricum, întotdeauna vai de capul meu, ce am aici? Ce am aici, fetelor? Ce am aici? Vai, 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 Rena, nu am cuvinte să-ți mulțumesc. Fetelor, băieților, cel mai bun exfoliant pe care eu l-am încercat în ultimii 10 ani, pot să spun, da, este mai bun decât peeling enzimatic de la The Body Shop, este mai bun decât un alt peeling enzimatic pe care l-am mai folosit, este un peeling în care combină și partea de hidratare pentru care și acid hialuronic. Doamne, câte am aici, doamne, câte am aici, câte mi-a pus. Astea ce sunt? Cooling Therapy, My Medipill, aici ce mai am? Centella, Sleeping Pack. Vai, doamne, ce ai pus aici. De asta sunt extraordinar de fericită de patch-urile de pus sub ochi cu cafeină. Asta este o cremă Intensive Wrinkle. Deci e ceva de vis. Vai, oare aici este de sub ce cred eu? Nu, ba da, este ce cred eu. Este ce cred eu. Este sum Secret Essence. Nu, vai de capul meu. Da, deci chiar e un produs care îmi place extraordinar de mult. Collagen Boosting, Sleeping Mask, Eye Hyaluronic Volume, Eye Cream, Overnight Vitalizing Mask, Daily and Moist, Sunblock. Doamne, am numai una și una, deci... Bine, oh my god! Volum White Chica Peptide 9. Deci asta e de la Medipill, este bombă. Va fi minunat. Știți ce îmi place la Rena? Că ea și face o selecție din crem de la crem. Oh, nu se poate, nu se poate. Nu se poate. Mască de păr de la Shiseido.
cea cu Tsubaki. Am avut-o pe cea dinainte, care la fel a fost așa peste așteptări. Sau nu știu dacă este tot și Seido, nu. Tsubaki, oare? Asta o fi brandul? Aseamănă, adică e același stil, de-aia am crezut că o fi alt brand, da. Diferența între magazinul Renei și alte, tot felul de magazine cu cosmetice asiatice care au apărut ultima vreme, este că Rena și cunoaște bine produsele, le folosește intens și face selecție, cum se spune, la sânge, adică nu aduce decât ceea ce este cu adevărat de foarte bună calitate și lucruri pe care le testează înainte. Ea, despre orice produs pe care îl are pe site, știe tot. Orice o întrebi, îți spune. Vezi că dacă faci așa, e nu știu cum. Vezi că dacă nu știu cum, vezi că se potrivește cola, vezi că nu se potrivește cola. Asta este diferența între ea și o grămadă de alte magazine de cosmetice asiatice. Rena, thank you very much. Sunt leșinată ce ai aici. Și tenul meu are doar motive imense să îți mulțumească. Cam asta a fost tot, cred că, pentru vlogmasul 14, pentru că nu vreau să mă întind foarte mult, am și multe lucruri de făcut și cred că și voi. Oricum, dacă n-ați reușit să-mi vedeți până acum vlogmasurile, aveți timp să stați acum pe canalul de YouTube astăzi, mâine, dacă sunteți liberi și dacă aveți așa chef să stați pe canapea și să vedeți niște clipuri relaxante, puteți să vă uitați la toate vlogmasurile pe care le-am făcut. Să mai lăsați întrebări, puteți să participați la giveaway-ul cu parfumat, aici nu știu ce s-a plăuștit așa, la giveaway-ul cu parfumat puteți să participați, lăsați în comentarii, lăsați-mi întrebări ce doriți voi, ca de obicei, nu uitați ca pe lângă cadourile pe care vi le faceți și le faceți celor dragi să faceți câte o faptă bună către oameni care poate nu se așteaptă sau către animale, către ceva din viața care ne înconjoară, că nu suntem doar noi pe planeta asta. Aveți grijă, mâncați mâncați fără să vă îmbolnăviți, că în perioada asta, din păcate, asta se întâmplă foarte, foarte des și revin cu clipuri după Crăciun. Oh, bring us a biggie pudding.